Salutare și bine v-am găsit! Astăzi vă propun să urcăm pe potecile Parcului Național Olimp până pe vârful Mitikas, 2918 metri, cel mai înalt vârf din Grecia. Traseul nostru a început diz de dimineață în Litohoro, unde liniștea dimineții și răcoarea aerului montan ne-au oferit un start perfect pentru aventura ce urma. Am pornit cu mașina pe drumul asfaltat care șerpuiește din Litohoro până la Prionia, un punct de plecare popular pentru explorarea Olimpului. Situată la o altitudine de aproximativ 1100 metri, Prionia se află într-o vale pitorească înconjurată de păduri dese de pin și brazi și este străbătută de un râu cristalin care își crește drum printre stânci. Odată ajungi la Prionia, am parcat mașina și ne-am pregătit pentru restul drumului pe jos. Aerul era proaspăt și răcoros, iar sunetul apei curgând în apropiere ne-a energizat pentru ceea ce urma. Prionia este locul unde începe aventura pedestră spre înălțimile Olimpului, iar de aici potecile bine marcate ne invitau să explorăm mai departe pădurile dese și stâncile impunătoare ale Muntelui Mitic. Prionia este punctul de unde pornește traseul spre refugiul Spilios Agapitos sau refugiul Lași, mai departe spre vârfurile Mitica și Scolio, destinații renumite pentru priveliștile panoramice impresionante asupra golfului Termaic și a Greciei continentale. După o scurtă pauză la Prionia ne-am echipat pentru drumeția spre refugiul Spilios Agapitos. De la Prionia traseul marcat urcă prin pădurile dense de pin și brad, iar la fiecare pas simțeam cum aerul devine mai curat și mai răcoros. Porteca bine întreținută și ușor de urmărit, urcă gradual la început, șerpuind prin pădure, iar peisajul se schimbă treptat pe măsură ce câștigăm altitudine. Prima porțiune a traseului este mai umbrită, ferită de soare, și ne permite să observăm vegetația bogată specifică regiunii Olimpului. pin bătrâni, arbuși și ferișe împodobesc marginea drumului. Pe parcurs, panta începe să devină mai abruptă, iar poteca se îngustează, trecând pe lângă versan stâncoși, de unde putem vedea priveliști uimitoare spre valea din spatele nostru. La aproximativ jumătatea drumului ne oprim pentru o pauză lângă o mică platformă de lemn amenajată pentru drumeți, unde putem admira panorama muntelui și să ne rehidratăm. Din acest punct, pădurea începe să devină mai rară, iar peisajele se deschid, oferind vederi spectaculoase asupra versanților Olimpului și altor trasee ce duc spre culmile muntoase. Ultima parte a traseului este cea mai solicitantă, cu secțiuni mai abrupte și zone unde trebuie să fim atenți la poteca stâncoasă. Cu toate acestea, priveliștile care ne înconjoară și apropierea de refugiu la ne motivează să continuăm. Refugiul Spilios Agapitos apare în sfârșit. Situat la o altitudine de 2100 metri, o clădire de piatră primitoare situată într-un loc strategic ce oferă vederi impresionante asupra masivului. Refugiul A este situat pe versantul sudic al masivului, în Parcul Național Olimp. Traseul de la Refugiu A până la vârful Scala este unul provocator, dar și foarte pitoresc, ducând drumeții prin peisaje montane variate și oferind panorame tot mai impresionante pe măsură ce se câștigă altitudine. Această secțiune a traseului necesită rezistență și o bună condiție fizică, iar urcușul devine progresiv mai abrupt, mai ales pe ultima porțiune spre Scala. La început, poteca continuă să urce prin vegetația rară, dar treptat se ajunge în zone tot mai deschise, unde copacii încep să dispară și lasă loc pietrișului și stâncilor. Marcajele sunt clare, însă panta este susținută, iar poteca urmează o succesiune de serpentine ce urcă continuu. Pe măsură ce te apropii de scala, drumul devine mai expus, oferind priveliști deosebite asupra văilor adânci și versanților abrupți ai masivului. Secțiunea finală a urcușului până la scala este mai abruptă și necesită atenție, mai ales în condiții de vânt sau vreme schimbătoare. Efortul este însă răsplătit pe deplin odată ce ajungi în vârf, unde ai o vedere panoramică asupra crestelor și piscurilor Olimpului. De pe scala poți admira traseul ce continuă spre Miticas, un urcus scurt dar mai tehnic, pentru a atinge punctul cel mai înalt al Greciei. De la scala traseul spre Miticas devine tehnic, necesitând atenție la secțiunile stâncoase și abrupte. Ascensiunea este recompensată de atingerea vârfului Miticas, casa zeilor, conform legendei, și cel mai înalt punct din Grecia, de unde se deschide vederi spectaculoase asupra golfului Termaic și a întregii regiuni a Olimpului. Traseul de la vârful Scala la vârful Miticas este una dintre cele mai provocatoare secțiuni ale ascensiunii pe muntele Olimp, dar oferă o experiență de neuitat atât din punct de vedere tehnic cât și al peisajelor. Această porțiune, denumită adesea Cacoscala sau Scara Diavolului, este un traseu de scrambling, ceea ce înseamnă că drumeții trebuie să folosească atât mâinile cât și picioarele pentru a se cățăra pe porțiuni de stâncă mai abrupte. Traseul se desfășoară pe o crastă îngustă și expusă, cu stângi masive și porțiuni în care este nevoie de atenție și stabilitate. Unele secțiuni sunt destul de abrupte, dar oferă prize de mână și de picior care ajută la cățărare. Deși nu necesită echipament special de alpinism, traseul poate fi periculos în condiții de ploaie, vânt puternic sau ceață densă, care pot reduce vizibilitatea și crește riscul de alunecare. În această porțiune, privelișile sunt impresionante și se deschis spre văile adânci și versanții Olimpului, iar în zare se poate vedea Marea Egee. Ultimele secțiuni sunt cele mai expuse, dar și cele mai spectaculoase, iar atingerea vârfului Miticas la 2918 metri aduce o satisfacție deosebită. Aici ești în punctul cel mai înalt al Greciei, cu o panoramă de 360 de grade asupra crestelor și vârfurilor Olimpului, înconjurate de o aură mitică și de o frumusețe naturală fără egal. Vârful și cel mai înalt punct al Greciei, 2918 metri, este un loc legendar numit și acoperișul Greciei sau Casa Zeilor. Situat în inima masivului Olimp, acest vârf reprezintă finalul spectaculos al ascensiunii, oferind o vedere panoramică asupra creselor dramatice și văilor adânci ale Olimpului, dar și asupra Mării Egee la orizont, un peisaj aproape mistic. Priveliștile sunt neîntrerupte și spectaculoase. Se pot observa vârfuri apropiate, precum Scolio Stefanii, cunoscut drept tronul lui Zeus, și mai departe golful termaic, care se întinde până la linia orizontului. Este un loc venerat și încărcat de istorie mitologică. Potrivit legendei, aici se afla locuința zeilor Olimpului, unde Zeus, Hera, Atena și ceilalți olimpieni vegheau asupra Greciei antice. De-a lungul anilor, Mitica s-a devenit o destinație căutată de iubitorii de natură și de drumeție. Dorni să ajungă pe tărâmul miturilor și să experimenteze măreția acestui loc sacru. După o pauză pe vârf, întoarcerea se face pe același traseu, revenim prin vârful Scala. Această drumeție oferă o combinație perfectă între provocare, frumusețe naturală și o profundă experiență culturală legată de mitologia greacă. Coborârea de pe Mitica se începe cu o porțiune îngustă și stâncoasă, unde trebuie să fii atent la fiecare pas, având grijă să folosești prizele de stâncă cu abilitate. Este esențial să-ți menții echilibrul pe această porțiune expusă, iar un pas greșit poate duce la alunecare. Pe măsură ce te apropii de refugiu la, poteca devine mai puțin abruptă, iar vegetația începe să reapară. Este un moment ideal pentru a face fotografii și a captura amintiri. Este un final perfect pentru o zi plină de aventură pe muntele Olimp. Dormitul la refugiu la este mai mult decât o simplă noapte de odihnă, este o parte integrantă a experienței tale montane, care îți oferă ocazia să te bucuri de natură, să socializezi, să te relaxezi într-un cadru deosebit. Refugiul A oferă dormitoare comune unde drumeții pot împărți spațiul. Aceste camere sunt simple, dar confortabile, având paturi cu saltele și lenjerie de pat. Dimineața la refugiu la ziua, începe cu un mic dejun hrănitor. Mâncarea caldă și preparatele tradiționale ne vor oferi energia necesară pentru coborâre. Socializarea cu azi drumez la masa de dimineață adaugă un sentiment de comunitate și îți oferă ocazia să împărtășești impresii despre drumeția făcută. După ce ne-am pregătit și am verificat echipamentul, pornim pe poteca cunoscută spre Prionia. Drumul de coborâre este adesea mai puțin solicitant decât urcarea, dar necesită totuși atenție, mai ales în zonele stâncoase sau alunecoase. Aici avem ocazia să ne bucurăm de vegetația montană vibrantă și de peisajele spectaculoase care ne înconjoară. După o coborâre plăcută, ajungem înapoi la Prionia, un loc familiar unde drumul nostru a început. Aici luăm o pauză pentru a ne recupera suflul și a ne hidrata. De asemenea, este un moment bun pentru a reflecta asupra aventurii noastre montane și a savura liniștea locului. Finalul Turei devine un moment deosebit de satisfacție și reflexie.